Salut și bine te-am regăsit la un nou episod din 5M. Suntem pe Raș, România și ei bine, suntem așteptați la benzineria mare. E acolo John Quanti. Momentan sunt pe mut pe Discord până ajungem acolo la ei. Mamă, 6 pachete, n-am cum să nu le duc. Imediat mergem. M-am chinuit pe aici să fac niște bănuți. Am fost și pe șantier. M-a rupt spatele, nu mai pot. Și am zis să mă urc pe mașină că e mai ușor. Mamă, ce e aici așa frumos? Ceva casă de mafie, cred că. Și, băi, se câștigă banca lumea și pe curier. Am vrut să strâng în jur de 30.000 și John cu Anti au dat de un băiat care are niște mașinuțe de vânzare și am zis să-i zică că vin și eu imediat. Dar o să mai întârziem un minuțel să ducem aceste colete. Serverul este cu economie, după cum puteți observa, destul de grea. Avem 10.000 de început, restul pun la 10.000, am mai primit de fapt 10.000 de la cineva, am făcut jumate-jumate cu John, că i-am primit când eram cu el. Și restul i-am făcut eu pe aici, din joburi. Inițial voiam să-mi cumpăr o mașină de pe shop, urma să-mi cumpăr la suma de 30.000, sunt câteva mașini destul de tari. Și cam mai era, dar dacă a dat John de băiatul ăsta, să mergem să vedem. Mamă, ce mașină. Să mergem să vedem ce mașini are pe acolo. Viață 35, da, de fapt, dacă am căzut pe scări. Să mergem să vedem ce mașini are. John și-a luat un M2 care, băi, face niște drifturi. Nu-mi vine să cred. Și-a dat undeva la 20.000 pe ea. Ea în shop este 30.000. Dar mașina a luat-o cu tot cu modificări. Și m-am 8 colete. Puh, câți bani! Luam 2.000 și ceva pe cursa asta. O las că merge după. Să avem nevoie de bani. Și mai are și un C-Class de ăsta, 2015-16, ceva de genul. Și să vedem acum și Anti voia să-și ia o mașină pe acolo, dar am înțeles că n-are bani și să ia John și dă sau... Vedem cum facem, că vreau și eu neapărat să-mi iau o mașină, să vedem ce găsim la băiatul ăla. Avem 33.000 cash. Și poate discutăm dacă găsim ceva mai scump, îi zic că îi dau acum cât am, îi dau avans, mai bine nu, îi zic că îi dau 15.000 avans și în două zile să-i dau restul banilor și mă joc eu să fac rost de bani și îi plătesc băiatului banii, dar să luăm o mașină ceva tare, nu știu, vreau să luăm ceva ca lumea. Apropo, IP-ul și Discord-ul îl aveți în descriere, este un super server, chiar e fun, chiar e foarte fun. Și să vedem acum, ne așteaptă băieții la benzinărie, ne vedem acolo. Am ajuns și noi aici, se pare că, mamă, ce-i cu Supra aia în halul ăsta. Și acolo e M2-ul lui John. Bine, ca o mică paranteză, am mai filmat o dată pe serverul acesta în jur de 10 minute, cât timp făceam jobulețe, nebunice, făceam, doar că mi-a picat curentul, s-a corupt filmarea și am pierdut, din păcate. Ia să vedem, cred că domnul așa acoperit pe față e... Iau întăria caracterul ăsta. Cum arată, bă, băiatule, mi-am bătut joc de el, îți dai seama. Bună ziua, salut, bună ziua! Bună ziua! Dar ce faceți voi, băieți, aici? O vânzare, una alta. Uităm și noi la niște mașini. Cumpărăm una alta. Ok. Să trăiți, domnule Marian. Să ne dați mai bine ce faceți. Vândăm și noi pe mașină, că oamenii, normal. Ok, asta e mașina. Cere să fac afaceri cu dumneavoastră și cu John. Ce afaceri? Aceasta este mașina pe care o vă ofer la un preț de 25.000. Și mașina asta e în jur de 80.000, Simon. Nu știu cu ce l-a mințit John. Să ne dea mașina de asta. Auziți? Vă aud. Bun, este un Mercedes GT63S din 2012, coletor interioare și cârci exterioare. Poți să-i ajusti leduri laterale, față, spate, are și faruri aici, șpechere de albastră, așa frumos. Are și aici un spoiler foarte frumos ridicat. Vede aici frumos modelul cu un... Iar e volan făcut din fabrică, adică te puteți vedea și interiorul este tapizerat așa frumos. Volanul, vedeți, este animat din fabrică, n-a schimbat nimic la el, tot este în regulă, n-a fost condusă decât are 100 de kilometri, vă dau seria, o verificați pe car vertical dacă vreți. Nici o problemă.
Deci chiar asta e o mașină bună. Vreți să fac un test, dar e nicio problemă. Să vedeți că nu bate, nu troncă. Vă cred, vă cred. Dacă puteți să vă ajutați, stați așa să iau telefonul. Ia ce vreau să ia, fac. Ia, veniți un pic cu mine aici. Să fac o poză aici. Ce poză vrea să facă? Se bagă sub mașină. Stați așa. Dar ce face? Da, da. Ce faceți, domnul, acolo? Stai așa că fac poză la baia de ulei să vedeți că e spartă sau ce. Păi aici, în spate? Da, că asta e mașină, de aia are baia de ulei în spate. Cum, domnule, să aibă baia de ulei în spate? Nu-i sub motor? Ba da, dar asta e, da, uleiul din portbagaj și baia de ulei. De la semnalizări de frână sau... De la semnalizări de frână și eu, hai că... Bine, voiam să doar semnalizări, atât. Lichidul de la... Are și buton de aici de deschis capota, uite. Bine, nu prea se deschide la modelul ăsta capota, nu știu de ce, nu vreau. Dar încercăm. Este în regulă, domnul, nu-i nevoie. Uitați aici. Uitați aici, aveți motorul. Aici. O tablă, zis? Urmoze 2-4 cabeții. Ia uitați, consumul, dacă vreți. Veniți aici. 2-4, da. Atât? Ia, veniți aici să vă arăt. Ia uitați aici, consumul. 06. Ce ai? Mergi cu ea? Mergi cu ea, îți dă pe cu bani. Asta generează combustibil. E de frumusețe, așa, să te plimbi elegant cu ea, nu să-i dai în gură. Dar aveam o Toyota Supra, am arătat-o-i dânsului lui John, mi-a plăcut. Nu, e domnul, eu nu-s cu sport, scuda astea așa, mai bărci, mai confort. El e pescar. Haideți să vă fac un test, Rai, dacă vreți, oricazul e noastră la volan. Să simțiți dumneavoastră bine. Deoarece dacă sunteți prietenul lui John, mă gândesc că am încredere neplină, băi, că John chiar este fratele meu. Ia să vedem, mă. Mamă, dar e goardă mașina. Să-i dăm puțin pe autostradă, până în vamă? E nu-mi e rău. Dacă mă este rău de mașină, nicio problemă, dați-i în gură, dă. Că... Uitați, vedeți, nu bate rog troncăre. Ce am, că am 300 până în vamă. Vedeți că este pliată, nu se aude de afară aer aici. Are soft close, ați văzut când ați închis ușa presupun. Da, da. Sunt și normal, iau-te, LED-uri interioare la o mașină din 2019 și așa trebuie. Să dau și eu șervețelul ăsta jos din cap, că stai cu șervețel, mi-e cald. Băi, fuge groaz din mașină. Vedeți că este și fuguri albastre din cauciucuri. Am ajuns aici să facem actele la mașină, am înțeles, să vedem care-i treaba și după să vedem, să-i schimbăm culoarea, aș face un negru așa frumos, deși e mișto tare și pe alb. Și după să mergem să duc coletele alea și să, sau să vedem cât costă exact. Alo, da? Modificările astea la mașină. Da, v-am zis că o să facem contract de vânzare cumpărare la Mercedes, da. Cum nu sunteți aici? Ne-a lăsat contractele pe masă. Bine, hai că semnăm noi acolo și contractul. Bine. Îmi place că nu vorbește cu absolut nimeni, mi se pare. Dați că, ci că, sigur, cum să ajung. Dar ne-a lăsat contractele pe masă, stai. A, uitați-le aici. Ia uite un tare. Ia, să pun aici, semnează. Dar n-am emote, nu știu emote. Uitați aici. Dar nu ne-a lăsat pix. E bun și el. Stai așa. Nu, dar ce mai face și cu pixul? De unde-l ia? Că cred că a preoșit-o. Ce zice? Care putea așa, mă? Ai ridicat sub brațul, ce-ai făcut? Mâna, nu, mâna. Când am trecut pe aici, mi-a reușit, a mort. Noroc că am avut eu. Așa.
Aveți buletin la dumneavoastră, da? Da, da. Mă reghiște sign? Nu. No. Ai zis? Da, spun aici pe asta să se risc. Așa. Hei! Eu? Bun. Scrieți acolo, jos la cumpărător. Scrieți numele. Scrieți numele aici unde e cumpărător. Scrieți numele dumneavoastră din buletin. Și acolo scrieți semnătura, o puneți semnătura. Bun. Și semnați aici, vă rog frumos. Nu mai pun o dată. Bun. Gata. Mulțumesc. Haideți să vă dau cheile. Chiar mi-a părut bine să am o afacere cu un domn atât de bine educat ca dumneavoastră. Bine, n-am zis prea multe lucruri cu el. Nu știu ce zic, cum, dar... Iuză. Bă, cum face animația aia? Poftiți aici, eu chiar cu mândrie, cheia. Domnului Marian. Vă mulțumesc frumos să vă dau banii. Trebuie să-mi trimite de la... F5. Vă mulțumesc frumos. Puneți aici, Mori. Nu, nu, așa-i număr eu banii. Așa. Ia, vedeți, sunt toți acolo? 15.000. 24. Ce rolează băiatul? Gata, să tot. Să vă bucurați de mașină. Și dacă vreți să veniți la un șpriț, știu eu, un loc bun și mâncare și tot. Dacă vreți merge acum, mâncăm. Am vrem. Înțeles. Nu că tocmai ce eram și în tura de muncă. Vorbi cu șeful să-mi iau jumătate de oră liber ca să pot să vin să văd cu mașina cu astea. O să mă întorc la muncă, dacă e pe seară, pe ceva, ne auzim la un telefon prin John. Da, dacă nu-mi dați dumneavoastră telefon acum. N-am, cum vreți? Eu nu prea am telefon de ăsta așa. Nu aveți? N-am telefon. Când e ziua dumneavoastră? Mai e, domnul, pe 22 decembrie. Ceau, poate să fac și eu cadou un telefon. Vă mulțumesc. Ați rezolvat cu actele? Da, da, vreau să-l luat, domnule primar. Îmi pare rău că am întârziat, am avut niște treabă. Primarul zici că vine de la biserică, așa e costumat, hops, cu negritul. Să vă bucurați de mașină. Vă mulțumesc, domnul. O plăcere să fac afacere cu ei. Să trăiți. Să trăiți, sănătate. Sănătate. Gata? Gata, gata. La mașină. Stai. Să trăiți. Unde fugi? David. Băi. Băi, am o mașină deja. Hai de pe el. Aveți cum să mă duceți și pe mine la benzinărie? Desigur. Hai că te stai că mă bag în portbagaj, nu zici? Dă-te așa. Da, nu merge. Cred că e dă-te puțin jos din mașină, că mi se pare că... Sau? Nu merge, nu merge. Da, n-ai mașină nouă. Gata, du-mă așa, haide! Păi nu pot să scot, că o am pe aia de fan curier. Ha. Hai că mă țin aici de bara asta. Vezi ușor. Las-o ușor, că mă dor mâinile. Frână, bă! Împing mașină, ești nebun? Nu duce mașina, adică... Nu e... Portbagaj acolo. Nu conduceam eu. Știu, ați băgat acolo portbagaj. David! Au luat-o extraterestri. Ia să vedem ce știe să facă mașina asta. Ia să vedem ce modificare are. Mamă, are de-astea albastre la roți.
Ia să vedem, oare ne ajung ăștia 3000 să facem ceva de ei? Nu cred că ne-ar ajunge, dar... Să vedem ce putem să punem, ce putem să scoatem, avem multe, dar aici nu funcționează. Suspensia... Bă, nu sunt scumpe, dar nici că funcționează. Mamă, nu merge să-i faci nimică. Turbo AFM... Nu merge să-i faci nimic, mașinii decât culoare, atât. Ok. Păi atunci hai să o facem. Ce culoare să o facem? Ceva, cred că culoarea secundară afectează și LED-urile, pentru că văd că sunt roșii și culoarea secundară pe ea e tot roșu. Aș face un gri, știi? Un gri ceva de genul ăsta. Culori mate. Merge ceva mat. Ia să vedem, ice white. Și ăsta ar avea efect? Da, uite, are puțin efect asupra. Chiar dacă e mată mașina. Așa. Deci, practic, nu putem să-i facem prea multe lucruri, prea multe modificări. Și avem noi... unde mai e engine? Ia să vedem. Turbo... Nu are engine sau nu văd eu? Light, spray, windows, nu avem. Nu putem să facem nimic nici la astea. Ia să vedem. Sunt curios cât e mașina pe shop. Ar trebui să-i scot underglow-ul ăla și fumul albăstruia. Acum, de fapt, se potrivește. Ia să vedem. Mașini. Sunt curios cât costă, de fapt, și de drept. 90.000. 90.000. Și dacă o vindem după, mai târziu, ceva, tot facem... G-R-I-R-O-C. De ce n-a mers? Nu! L-a luat ante, am scris gru! Am scris gru! Ia să vedem ce zic băieții. Nu mi-a dat banii. Ce ziceți băieții? Nu ți-a dat banii pe aia? Nu mi-a dat banii. Ai pus capa mic? Aaa, da, chiar. Da, expiră prea repede, adică ai timp odată să scrii și gata, s-a dus. Așteptă aici, mă, să dai eu și luante, o mașină. Cum e melțanul ăsta, fuge? Fuge. Mă duc să duc acum, mă, colete. Mamă, ce perlescent ai pus. E mat cu albăstrui ceva. Ule, cea mai bună de buget, ți-am zis. Era una, dar era 300 de mii. Mamă, cea mai bună de, de buget, de buget, 300 de mii. Te plimbai pe aia de 15.000, e cea mai bună. 15.000 pe Supra, păi e 80.000. Eu am luat-o, deja, am pus punct. Am pus punctul pe asta, te-am zis, era pe listă. Vai, am altceva. Îți am gândit ai mie, M2. Altceva bani ai? Păi, e cam greu, că... Anti, ai bani? Câți bani oferiți așa? Nu, am 3.000. Nu știu, depinde ce aveți. Nu ai lucrat deloc? Păi, Petru, contează, câți bani oferiți? Da, mă duc să duc colețelele alea. Să mai iau niște bănuți. Hai, băieți, să mergem. Cred că ajungem imediat. Da, ajungem imediat. Am făcut o chestie pe aici, din păcate, și am stricat și mașina de 90.000. Aia a fost. Ia să vedem cât e de top speed-ul, că data trecută ne-am oprit aici în față. Bine, cum am și lovit-o, i-am dat și frontal, m-am și răsturnat. 350, mamă, acum se accelerează asta, cred că duce până în 400, dar nu pot să o controlez. Sau, ia să vedem că imediat dăm de drum drept, punem centura să nu zburăm. Și dăm, cred că se duce 400, fii atent. 380, haide, 300, mamă, ia peste. 399, 401, 2, 402, 4. Băi, fuge groaznic. Fuge groaznic mașina. Se pare că aici trebuie să livrez eu coletele. Ia să dăm noi centurica jos. Și avem 8 colete, luăm o grămadă de bani pe 8 colete. 2400. E destul de tare asta de fan curier, mai ales dacă ai și o mașină personală. Eu la început nu aveam și mă mișcam cu cea de la job, care era puțin înceată, dar dacă ai o mașină rapidă
sau orice mașină mai rapidă decât cea de la Fan Courier, merge destul de repede jobul și făcusem, aveam 16.000 când am intrat, aveam 28.000 după făcut, băi, destul de rapid, mamă, ce se duce. Și am văzut că pachetele oscilează între orășelul ăsta de sus și orășelul ăsta de am ieșit acum din el. Și dacă nu-ți place câte colete îți dă, poți să dai cancel și o să-ți dea altă misiune. Mergem la băieți să vedem ce fac acolo. Îmi lasă ăștia 4.000 în bancă și ăștia 500, vedem. Trebuie să duc și mașina la reparat, că s-a întâmplat. Uite, se pare că vinde acolo cineva un Audi A4-4. Acum poate reușim să dăm un avans, să mă duc pe curier și să fac banii repede, că mă gândesc dacă o iau mai ieftin, o pot să dau eu și eu puțin mai scump. Și dacă o dau și cu 1.000-2.000, până la urmă tot e un ban. Facem pe aici, vedem. Am ajuns și noi aici, ne-a prins și vremea rea. Să sperăm că mecanicul are milă de noi și nu ne cere mii. 300 de dolari, e bun să ne repare mașina. Mergem să o ducem și la spălătorie să fie frumoase. Mă, stai mă, ăla a zis că vinde Audi A4. Ăla e RS5 ceva. 4 oricum nu-i. Dar vedem imediat ce și cum. Mergem aici la spălătorie, băi, fuge mașina asta. Ar trebui să o las mai ușor. Apasă Enter, gata. Și avem și noi mașina curățică, frumos. Și să mergem pe acolo la băi să vedem. Acum nu știu cât e mașina aia, dar vedem cât cere pe ea. Și după aș verifica un shop. Dacă o scoatem la un preț bun, îi zic că îi dau 5.000 avans să-mi dea mașina și după mă duc să fac rost de restul de bani pe curier, că se fac destul de rapid, sau iau și pe băieți și împărțim profitul după la mașină. Ia să lăsăm și noi mașina aici. Hupsca! Salutare, salutare! Te pup. Vino sub umbrela aici, că plouă. Domnul, nu mă deranjează puțin la pizza. Vă dai să că ești învățat cu pescuitul. Hai, dole. Domnul John a plecat de aici? S-a dus să fac o test drive la o mașină. Vă rulei că s-a făcut ceas. Cam, nu știu, stai să mă uit. Nu. De obicei trăgea așa la verzișuri. Bani. La bani. La bani. Aia să mai aveau nimeni. Cred că mai am. M-a întrebat băiatul ca între pescarții, că nu-l dau, care a fost cea mai mare captură și am zis eu 62 de chile și blondă. Că cred că nu m-a întrebat de pești. Da, mă duc acum să le iau de la mine de la serviciu. Mă întorc aici, în maxim 10. Vă place muzica? Îmi place așa în timpul liber, mai ascultăm o muzicuță la un pahar, la o ceva. Eu știu să cânt și manele și rap. Ce faceți, domnul John? Adăugați o mașină în colecție? Da, în colecția fratele. Îi luați mașina, să înțeleg. Da. Foarte bine, foarte bine. Dumneavoastră? Da, ce să fac, că am mai livrat o tură de colete de-astea. Am înțeles. Merge treaba. Merge, bani buni. Bani buni, super, mașina, cum e? Merge. Am dus acum la mecanică. M-am dus în gardul ăla de la vamă. A, mai și mai pe cea care a intrat în gardul de la vamă de 3 ori. Ia să-l vedem. Un șofer foarte bun. Acum. Ok. E bun asta, vrei? Da, e frumoasă rău. Nu are multe modificări, are bara DM, are un eleron, l-am luat din Anglia. În ce bani am găsit la retragere, sincer vă zic. Poftim, doamne? În ce bani e scula asta? Păi, o dau cu 25.000. Super. Ce auzi, se oferă 30.000 pe mașină. A, rămâne 25. E bine, 25, doamne. E are okay, folie pe față, că am problemă că nu prea vă înțelegeți cu poliția, dacă știți ce zic. Ești cu o văd eu dacă pot să fac ceva cu ele. Na, puteți să le rupeți dacă doriți. Sau cum arăgeam, okay. Mă gândesc că... Vedem ce facem, ok, e bună mașina. Uite, mă, ia lu antimașină. Ce jante are, bă, vale. 25. O să mă duc puțin să scot niște bani. Ok. Că vreau să fiu, o puneți pe numele fratelui meu. Bine, ne întâlnim la primărie să facem actele în 10 minute. Se poate? Okay. Băieții, lași eu episodul acesta aici. Deci,
David, să pregătești supra. Să continui cu băieții, să văd acolo. Da, adăugă la primărie. Da. Dar nu înțeleg, vrea să cumpere supra, de ce nu-i dă M2-ul lui Anti și așa cumpăra doar supra, nu mai cumpăra și M2-ul. Mă duc să-mi duc și eu motorul. Mă gândesc că, nu știu, habar n-am, nu știu, nu mă bag. Da. Mă gândesc că acum să cumpere două mașini. El știe, dacă are bani, are, vorba aia. Bun, noi ne vedem data viitoare, vă mulțumesc pentru toată atenția acordată. Aveți AP-ul și Discord-ul în descriere. Stai pic, fratele lui John. Fratele lui John. Și ne vedem data viitoare, pa, pam! Bun, dă-te-o.